Raiko Levitsky se pregătește intens pentru a lupta în gala Romanian Extreme Fighting, eveniment ce va avea loc în data de 4 august la Mamaia. Momentan, sportivul așteaptă o nouă provocare, deoarece adversarul inițial a renunțat la luptă. Pe cum s-a văzut și pe Facebook și pe media, ne pregătim pentru RXF România, care va avea loc la Mamaia pe data de 4 august, unde aveam programat meci cu Pantera Tănăsii, după cunoscutul boxer. A fost pregătit meciul îndelung, dar după câte am auzit, Tănăsie nu vrea să accepte meciul din probleme financiare, din probleme de manager, nu știm. Și momentan suntem în așteptare. Așteptăm să primim veste de la promotorul circuitului, să vedem ce adversar o să primim ca înlocuitor pentru Tănăsie. În locul lui Tănăsie, nu? Da. Din cauza că Tănăsie nu mai vrea să lupte. Și Raicu cam cum răspunde la antrenament? Deci, eu unul sunt mulțumit de el. Raicu se pregătește intens, are mentalitate de campion și de asta este unde este la acest moment. Este unul dintre cei mai bine cotați luptători la categoria 65 de kilograme și nu pot să spun decât că ne antrenăm și suntem la așteptarea adversarului. Dar mai bine puteți să discutați cu el detaliile meciului. Raicu, cum merge, sau mai bine spus, cum merg antrenamentele? Antrenamentul merge foarte bine, m-am pregătit foarte bine, mă simt bine pregătit, așteptăm adversarul. Dezamăgit puțin sau da, mai mult? Da, sunt dezamăgit. Am și călătorit un pic pentru meciul ăsta, am venit de manga special pentru meciul ăsta să mă pregătesc. Da, m-am pregătit foarte mult. Normal că sunt dezamăgit, dar asta e, se mai întâmplă în sport. Asta e, așteptăm altfel. Crezi că în timp scurt vei găsi un adversar? Sperăm. Da. Acum, ce ar fi să vedem? Așteptăm de la promotorul Vieru să... Să ne găsești